Ce zici, salut? Băi, știi cum sunt? Praf și pulbere, un fel de naftalină băgată și șifonier. Băi, doar ce m-am trezit din propriu, acum vreo oră m-am trezit. M-am pus azi dimineața aici să dorm. Sunt undeva la granița cu țara lui ăla, lui ăsta, Nașpa, Austria. Și aproape pe la Pittsburgh, pe acolo, mai încoace. În sfârșit sunt bine unde sunt. Și m-am oprit aici dimineață, m-am pus la somn și mamă, tot răcit, frate. M-am pus la somn, am dormit așa vreo 4 ore, după care m-am trezit, m-am luat niște strănuturi din alea periculoase, gingașe. Și zic că n-am mai luat hârtie din aia, că am consumat un sul din ăla. Am aici niște tricouri din alea vechi, știi, care nu le port. Și am dat la trompete, l-am pus înapoi și m-am culcat înapoi, am dormit vreo 6 ore și ceva. Și acum când m-am trezit, băi, m-am trezit, cum nu sunt învățat să iau medicamente și din astea. Deci m-am trezit și zic, bă, unde-i portofelul, că acum trebuie să ajung la baie, deoarece știam zona în care m-am oprit. Știam că nu există nicio oportunitate în altă parte de a face ceea ce vrei tu să faci. Și zic, băi, unde-i portofelul? Că zic, trebuie neapărat, zic, să ajung la baie. Mi-am luat repede portofelul, m-am îmbrăcat și am mers aici la baie. Și am găsit și apă caldă aici, foarte ok, știi? În Nemții aici. Și m-au spălat un pic pe față, mi s-au mai desfundat un pic sinusurile astea, știi? Și vreau să îmi fac un ceai, că am luat ceva cafea din asta de la ei. Și vreau să te întreb, când spui, băi, îmi fac un ceai, o cană de ceai, un ceai, îmi pregătesc un ceai. Dar dacă pui două plicuri de ceai, cum spui? Îmi pregătesc două plicuri de ceai într-o cană de ceai? Că nu înțeleg. Sau cum spui, fac două ceaiuri într-un ceai? Că asta nu știu. Îmi dă cu virgulă, știi? E bine aici, sunt vreo 10 grade. Am văzut că la San, acolo unde trebuie să merg eu, sunt 18 grade astăzi și noaptea sunt 10 grade. Deci acolo o să fie mai cald, deși nu-mi trebuie căldură la răceala asta. Păi oricum am mai lăsat, frate. Am luat toate alea posibile, toate le-am, aproape toate le-am, toată seria aia, paracetamol, paracetamol sinus, Coldrex și mi-am mai cumpărat eu din, cum e țara asta, ieftină, Polonia, așa, din Polonia, de acolo mi-am luat niște chestii din astea, nu știu cum, bă, au un gust oribil, frate, unde l-ai biorfi, cred că l-am ascuns, să nu le mai găsesc, nu mai știu unde sunt, jur că nu mai știu unde l-am pus, unde l-am fi pus, bă? A, uite, l-am găsit, bro. Niște din ăsta. 3 grame, bro. Când am pus conținutul plicului în cană, m-am uitat, zic, bă, ce naibii, zic, l-a luat vântul, zic, am lăsat fereastra deschisă. Ce vorbești, mă, o frimitură de din ăla, știi? Și zic, hai că-l beau. Bă, dar așa de rău e la gust, ioi, serios să zic. Nu știu ce naibii o pus în alea, dar poate că alea-s mai ok, habar n-am, nu știu ce să zic. Mai sunt aici ceva, ăsta e tot român. Aici. Uite, milițienii au plecat. Era o mașină de miliție pe aici. Și ăștia, bă, n-au treabă, frate, ziua la miaza mare, te plimbi cu mașina de miliție pe aici. Vreau să-mi pregătesc un ceai, după cum bine am zis. Pentru că vreau să mănânc. Nu prea mi-e foame, sincer zic. Nu mi-e foame. Bă, dar așa am dormit, frate. Eu i-am rupt. Bă, e nasol cu răcelile astea, mă, frate, serios. Bă, dar ți-am zis, mă bucur că este răceală din aia. Zi, stai să deschid aici asta. Excelent. Este o răcea din aia cum erau alea înainte, frate, știi? Gata. Mamă, deși butelia asta o am de nu știu când, zici că nu se mai termină, frate.
Mă pun să fac ceaiul, să mănânc. Trebuie să mănânc. Fac un sandwich, mai am niște brânzică din aia. Și mai bag un paracetamol din ăla, frate. Vezi, este foarte important să ai la tine. Eu am pastilele astea cu mine de când am ieșit pe comunitate. Nu am umblat în ele, că nu am nevoie, știi? Evit să iau pastile și din astea, dar trebuie la un moment dat. Am mâncat și usturoi și aia, nu merge, frate. Trebuie ceva. Și am luat din astea, știi? Adică asta vreau să zic, că e bine să ai la tine, pentru că nu știi când ai nevoie de ele, știi? Decât să stai să umbli de nebun prin orașe, să cauți farmacii și te întreabă ăla că dar pentru ce trebuie, nu te înțelegi cu el, zice, păi trebuie de la medic ceva, du-te dracu că îmi curge muci, ești nebun, dă-mi ceva. Yo. Știi ce am văzut? Că în Polonia sunt și în benzinărie găsești un fel de zi, pastile din asta de durere de cap, sunt chestii care nu ai nevoie neapărat de farmacie. Știi cum am găsit eu Coldrex ăsta sau ce-o fi fost ăsta, știi? Asta e o chestie foarte ok. Nu știu la noi dacă se găsesc, n-am fost interesat și nici mă interesează. Mă pun să fac ăsta, să mănânc și după aia să mă pornesc. Mai am de stat un pic, e ok. Am făcut cât a fost ăsta fierbinte, am făcut inhalație, știi, cu mentă din aia. Văd că mi s-a mai desfundat trompeta, așa să zic, știi? Vreau să pun niște lămâie din aia, era pe aici, nu mă știu pe unde. Aici. Bam, 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 bam. Bam, lasă-l curățel ăsta, bă, tu le văd, nu mă știu. Eu știu eu unde am răcit, bă. Am fost, când am fost acasă, am fost la, nu mai știu unde am fost, la niște băi din astea termale, știi? Și am ieșit afară. Era soare, era ok, nu mi-a fost fric, dar cu siguranță de acolo m-o prins, știi? Da, păi n-avem ce face. O să înlătur un pic chestia asta. Așa. Pac, 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 pac. Destul de aromat ceaiul ăstora. Lămâiță. Da. Și vreau să pun asta înapoi, care am tăiat-o invers așa. Și pun asta aici înapoi. Haide. Hei. Așa. Bun, trebuie să șterg cuțitul ăsta. Așa. Uite, nu m-a dat prin cap să fi făcut mai devreme, știi? Nu, de pace. Da, e. Vreau să-mi scot zi. Niște ouă din astea fierte, știi că mi-am fiert niște ouă. Da, o să mănânc niște cărniță din asta. Păi e foarte bun ăsta. Este ceva produs din Polonia. Păi foarte ok. Chiar foarte ok. Să-l pun aici. Dar aș mânca și un ouleț. Ei, unde sunteți? Aici. Param, pam, pam. Am 8 ouă. Am făcut un semn din ăsta. Ideea, știi cum este, că nu știu dacă sunt oameni care nu știu, sigur. Mâna sus, cine nu știe. Mă, așa, mersi. Cum afli dacă este un ou fiert sau nu este fiert, știi? Îl învârți. Și dacă se învârte, este fiert. Dacă nu se învârte, nu este. Hai să-ți arăt, fii atent. E o chestie foarte simplă. Și Nu ne trebuie nicio tehnologie de AI și din alea. Ăsta este fiert. Stai așa, că a început camera asta să o ia la vale, în sfârșit, așa. Dar deci ăsta este fiert. Când îl învârți, el se învârte. Aici avem un ou care nu este fiert. Dă-te puțin mai încolo, te rog. Hei, eu trebuie să vin. Așa. Uite, îl vezi? Nu se învârte. Poți să-l învârți tu. Nu se învârte, bro. Zici că e blocat. Pe când ăsta? Ăsta e un tip foarte de treabă. Te învârți, dar cum să nu, Valentin? Ia uite, vezi? Pac.
punem aici, ouăne fierte. Am făcut eu o săgeată, să dau seama care sunt fierte și care nu. Un ou sau două? Parcă două. Nu, unul, că nu prea mi-e foame. Ok, atunci o să fie. Și pun ăsta aici, găini cocoșate de cocoș ca să facă ouă bune în sfârșit, știi tu. Așa. Aici e ceiuțul, toată treaba e bună. Dacă ai și sta, ar fi fost o treabă. Da, o stai să-l punem aici pe domnul Ouț. O stai să-l pun aici înapoi. Parcă aș mânca și un pic de brânză. Și ce să mai scot de aici? Mai am un șnițel. Nu mai vreau niște brânză din asta. Am niște brânză din asta de acasă, de la Sibianu, bro. Știu eu cine. E ok. Mai am niște iaurt. Dar iaurt nu-mi trebuie, mai am niște ciorbă. Am mâncare, e ok, știi? Am vrut să iau din Polonia ceva roșie, dar nu prea era ce trebuie, știi? Și am zis pas. Așa, i-am dat niște energie vindecătoare, știu despre ce e vorba, pot să zic. Aici. Mănânc un ouț, îmi fac un sandwich cu din ăsta, beau și cana asta de ceai, am cafea de la oamenii ăștia, cred că am vreo 8 ore de pauză, nu-mi dau seama că e prea departe ăla de ochii mei. Și o să mai stau un pic pe afară, știi? Probabil că pe la vreo 4 ar trebui să mă pornesc. Da, da, fix la 4, pentru că la 7 cred că m-am oprit. Azi dimineață, da. Și o mere înainte. Păi da.